Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Culițăster plecase cel mai probabil de la filmările noului său videoclip, care a avut loc într-un complex de la Tarnița. Acolo unde a petrecut ore bune pe platoul de filmare, a fost nevoit să încetinească și să aștepte la coadă și mai mult, să treacă pe sub un excavator pentru că mai multe autospeciale încercau să pună garduri de protecție. Mai mulți bolovani se desprindeau din stâncă și cădeau în șosea, fiind pericol foarte mare pentru mașinile care treceau. În această dimineață, au apărut și primele informații ale accidentului în care a fost implicat cântărețul și se pare că ar fi consumat și alcool și ar fi plecat de la locul unde a avut loc incidentul. După producerea evenimentului rutier, conducătorul auto în vârstă de 30 de ani nu ar fi rămas în zona respectivă, fiind ulterior identificat de polițiști. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,41 mg la litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatului fiindu-i recoltate probe biologice la o unitate medicală, în cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuvințarea organelor de poliție. În cadrul anchetei, urmând a fi stabilite cu exactitate condițiile în care a avut loc evenimentul rutier, de-a lungul timpului, Culițăster a mai fost implicat într-un accident extrem de grav. Chiar artistul a povestit cât de aproape a fost de moarte, el era obosit. Am oprit la un moment dat pe autostradă, că a zis Culiță că e somn și s-a pus să doarmă, că nu mai putea conduce și foarte bine o făcut. Geta nu l-a lăsat să doarmă și l-a trezit, a continuat Iancu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.